Regele trenurilor a sosit în România. Celebra garnitură Orient Express, care face o singură dată pe an cursa Paris-Istanbul, a oprit în această după-amiază în stațiunea Sinaia. Călătorii au fost încântați de peisajele montane, de întâmpinarea călduroasă din Gara Regală, dar mai ales de experiența oferită de călătorie. Și cum altfel când o astfel de vacanță pe șine costă mii de euro. Cel mai luxos tren din toate timpurile a ajuns în Gara Regală din stațiunea Sinaia la ora 12:30, iar călătorii au fost întâmpinați pe peron în acordurile muzicii de fanfară. Străinii s-au minunat de frumusețile țării noastre. Cel mai mult i-au impresionat munții. We had a beautiful trip coming up the mountain, beautiful mountains in Romania. Why did you choose to travel with the Orient Express? Well, we come from California, and it's very long way away and very exotic and romantic. It's romantic. It's the most famous train in the world. There's no more. Look at the beautiful train. And it's a... What do you like best in this train? It's old-fashioned, that it comes from another time, that you feel in it, you're in a timeless place when you're on this train. I love it. Oh, I love it. I woke up this morning, took photos of the sunrise off the train, and then just coming through the beautiful countryside and seeing the farmland, and it's just so beautiful and green. Deși vagoanele au o vechime de mai bine de 100 de ani, vestitul tren este un adevărat hotel de 5 stele pe șine, iar asta se vede mai ales la preț. Un singur călător plătește pentru această călătorie exclusivistă până la 9.000 de euro. Prețul nu include însă și băutura. Cu toate astea, cele 98 de locuri disponibile au fost epuizate încă de acum 2 ani. Oh, it's the dining, for sure. The dining is magnificent. It's world class, 5-star. La un așa tarif, turiștii sunt răsfățați cu mâncăruri alese în cele 3 vagoane restaurant. Chelnerii sunt italieni, iar bucătarii originari din Franța. În total, 44 de persoane se asigură că nimic nu le lipsește oaspeților cu pretenții. The food is excellent, a la carte. Trouble is I put too much weight on if I eat too much. So now we go for a walk, digest a bit. Many. It's just the way people, I've seen people who've done the trip maybe 15, 20 years ago. They still remember the name of their steward, the employees that were there to help them, the food that they ate. So that means a lot to all of us. Voiajul de la Paris la Istanbul durează 6 zile, timp în care trenul parcurge peste 2500 de kilometri prin 6 țări.